Amenzi de până la 2500 de lei pentru cei care aruncă gunoaie, mucuri de țigară, semințe, peturi sau resturi alimentare. Poliția locală se va ocupa să aplice toate aceste sancțiuni, inclusiv celor care scuipă pe jos, iar valoarea lor începe de la 500 de lei și poate ajunge la 2500 de lei. Oamenii legii cer de asemenea creșterea amenzilor, astfel încât jumătate din minimum amenzii pentru abandonul deșeurilor pe domeniul public să crească la 1000 de lei, în prezent jumătate din minimum amenzii fiind de 250 de lei. În plus, cei care sunt surprinși făcând mizerie în spațiul public vor fi pus să curețe. Totul se întâmplă în Timișoara, însă nu este singurul oraș în care primăria a recurs la astfel de amenzi pentru cei care fac mizerie în spațiul public. Reprezentanții poliției locale Timișoara spun că tot mai mulți cetățenii aruncă deșeuri pe domeniul public. Cei care sunt prinși acum că aruncă gunoaiele pe stradă sunt sancționați cu amenzi cuprinse între 500 și 1000 de lei. Contravenienții având posibilitatea să achite în termen de 15 zile doar jumătate din minimum sancțiunii prevăzute de lege, adică 250 de lei. Pătărârea Consiliului Local 371 pe 2007, amenziile vor fi cuprinse între 2000 și 2500 de lei pentru astfel de fapte. În plus, cel amendat este obligat să curețe zona pe care a abandonat deșeurile în timp de 48 de ore, în caz contrar riscând o amendă între 2000 și 2500 de lei. Mai mult de atât vor scoate mai mulți bani din buzunar și cei care scuipă pe stradă sau aruncă hârtii, mucuri de țigară, ambalaje, peturi, doze, resturi alimentare ori semințe. Vor fi amenzi între 500 și 1000 de lei, relatează antena 1.ro.